Începem, da? Bună ziua! Bine v-am găsit în fața la Ambasada Rusiei. Eu mă numesc Radu Marian, deputat în Parlament și avem aici mai mulți tineri de la organizația PAS Youth, organizația de tineret a PAS. Astăzi se împlinesc 2 ani de la începutul invaziei barbare a Rusiei în Ucraina. 2 ani în urmă a început cel mai mare război în Europa, din 45 încoace, din ultimii 80 de ani. 2 ani în urmă s-a început un război în care, pentru prima dată de la Hitler încoace, noi avem un lider de stat care a invadat o țară suverană cu scopul de a acapara, a anexa teritoriile acestea și a instaura dictatura. Ceea ce ne-am obișnuit noi să vedem în documentarele despre al doilea război mondial, despre atrocitățile care s-au întâmplat atunci, lucruri care noi speram că nu se vor mai întâmpla niciodată. Din păcate, astăzi se întâmplă în Ucraina, la câteva ore de la frontiera noastră, copii uciși sub dărâmături, teatre, spitale, maternități, școli distruse, bombardate, zeci de mii de victime din cauza ambițiilor bolnave a unui dictator. Din păcate, trebuie să spunem că Putin este astăzi Hitler al secolului 21 și noi speram că liderii lumii învață lecțiile istoriei, dar din păcate pentru unii nu este cazul. Războiul în Ucraina nu este doar un război, o invazie a Rusiei împotriva Ucrainei, este un război între bine, reprezentat de Ucraina, reprezentat de lumea liberă, cu rău. Este un război între lumea liberă și lumea dictaturii și întunericul reprezentată de liderul Putin al Federației Ruse. Noi, desigur, în Republica Moldova putem să ne bucurăm în continuare de pace, de liniște, de democrație. Putem să ne vedem de treburile noastre cotidiene, să ne așteptăm acasă părinții, copiii, și e ușor să uiți ce se întâmplă în Ucraina astăzi, dar trebuie să ținem minte cu toții că noi putem să ne bucurăm de pace și liniște în Republica Moldova, în mare parte datorită rezistenței ucrainenilor, și trebuie să fim recunoscători pentru asta și desigur să prețuim pacea și să susținem așa cum noi putem, fiind o țară mică cu inimă mare, să susținem așa cum putem Ucraina și să facem apel către întreaga comunitate globală ca să susțină în continuare Ucraina și să asigurăm că democrație dăinuie nu doar în Moldova, nu doar în Ucraina, dar și pe întreg continentul european. Mersi! Mersi! Stimați reprezentanți mass media, vă mulțumesc că ați dat curs invitației PASIUF. Mie îmi spune Șefcic Mihai și sunt vicepreședintele acestei organizații. De când mă țin minte, eu nu știam cum e să ai un război lângă casa ta. Eu auzeam din povești, de la părinți, de la profesori, citeam despre războiul din Transnistria. Dar până acum 2 ani nu-mi închipeam cum e chiar să ai un război lângă casa ta. Astăzi vrem să vă aducem în vizor principalele consecințe nefaste asupra Republicii Moldova, acestui război, dar și pentru tinerii din Ucraina. În dreapta și stânga mea puteți observa poze ale acestor consecințe. Printre aceste poze am strecurat și poze de pe teritoriul Republicii Moldova cu aceste consecințe. În ultimii ani, dar mai ales în ultimele 24 de luni, Republica Moldova este ținta atacurilor a celor care nu vor să accepte că noi am ales să facem parte din familia țărilor democratice europene. Chiar dacă nu se trage direct înspre Moldova cu gloanțe și rachete, noi suntem ținta unor altor tipuri de atacuri, ca de exemplu survolarea spațiului și violarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Republica Moldova este liderul la numărul de rachete căzute pe teritoriul altor țări de la începutul războiului din Ucraina. În prim acest caz a avut loc pe 31 octombrie 2022 la Naslavcea. De atunci, alte 3 cazuri au fost sesizate în raionul Briceni și după asta încă 3 situații similare au avut loc în satele Gâsca, în satele Fârlădeni și Chițcani.
Un ultim eveniment de acest gen a avut loc chiar 2 săptămâni în urmă în satul Ghetulia, în Vulcănești. Pe lângă cele 8 incidente în care au fost constatate rămășițe directe a dronelor și rachetelor pe teritoriul Republicii Moldova, sunt și cazuri numărate în care au fost pur și simplu violat spațiul aerian al Republicii Moldova. Alte lovituri la care Republica Moldova ține piept până astăzi sunt și tentativele de a genera tensiuni sociale, lupta și dezinformarea cetățenilor, dar și tentativa de a frauda alegerile locale de anul trecut. Mersi. Au încercat să răstoarne guvernarea, dar nu le-a reușit. Acum vreau să vorbesc și despre tinerii din Ucraina, care pe propria piele au înțeles ce înseamnă Ruski Mir. Deja am înțeles cu toții că soldații lui Putin nu fac diferența dintre un soldat pregătit și echipat și o mamă sau un tânăr. Rapoartele spun că circa 82% din toți tinerii ucraineni au suferit o pierdere pe parcursul ultimelor 24 de luni. Tinerii din Ucraina au fost nevoiți să se maturizeze cu orele și nu cu anii, ca și noi restul copiilor și tinerilor. Întrebați un tânăr din Republica Moldova cât de tare își face griji că în următoarele 24 de ore o să rămână fără apă, curent electric sau căldură. Printre rândurile tinerilor din Ucraina, această grijă este împărtășită de circa 50% dintre tineri. Pentru fiecare dintre noi, confortul propriei case este o necesitate și o plăcere zilnică. Pe când, cu toate astea, fiecare al cincilea tânăr din Ucraina a fost lipsit de acest drept, fiind nevoit să fie relocat sau în altă parte pe teritoriul Ucrainei sau chiar peste hotare. Ceea ce încă 2 ani în urmă pentru dânsii era un drept, acum este un privilegiu. Suntem la curent și cu emigrările care au avut loc de pe teritoriul Ucrainei, începând cu acest război oribil. Numai pe teritoriul Republicii Moldova a fost tranzitat de circa 600.000 de ucraineni. Dintre toți tinerii care au emigrat din Ucraina pe parcursul ultimelor 24 de luni, doar 16% dintre acești tineri s-au întors înapoi până acum. În concluzie, războiul aduce moarte, sărăcie și frică. Noi ne dorim atât pentru Moldova cât și pentru Ucraina pace. Războiul nu aduce nimic bun cu sine. Vedem și efectele economice și sociale pentru țara noastră, dar și pentru alte țări. La împlinirea a 2 ani de la începutul acestui eveniment oribil, vreau să vă rog și să vă încurajez să sprijiniți poporul ucrainean oricum puteți. Dar și mai important, să nu uitați cine se face vinovat pentru toate aceste chestii. Vă mulțumesc! Дорогие друзья, представители прессы и дорогие и уважаемые граждане, сегодня исполняется 2 года с начала террористической войны, которую начал Путин против Украины. Помимо террора, который Путин устроил в Украине, он продолжает совершать зверские преступления и на территории России. На прошлой неделе мы все были шокированы смертью Алексея Навального. Это нет никаких сомнений, что в его смерти виноват лично Путин. Лично Путин убил Алексея Навального. Алексей Навальный был неутомимым сторонником демократии, человеком, который боролся за свободу и мир, за нормальное европейское прекрасное будущее для своей страны. Но любое инакомыслие в России – это смертный приговор. Этим подлым убийством, таким же, как и убийство Политковской, Немцова, Литвиненко, Путин еще раз доказал суть своего режима. Он и его банда – убийцы собственного народа. Российские тюрьмы сегодня заполнены политзаключенными. Например, Владимир Карамурза сейчас отбывает срок в 25 лет из-за своей антивоенной позиции. Илья Яшин сейчас был приговорен к 8 годам лишения свободы за то, что он говорил правду о преступлениях российской армии на территории Бучи. Но зверский путинский режим не только политических оппонентов уничтожает и губит им судьбы. Например, в апреле 2022 года из-за антивоенного рисунка шестиклассницы Марии Макалевой
и против нее началось уголовное дело. Ее отца приговорили к 2 годам лишения свободы, а саму девочку, шестиклассницу, повторю, отдали в детдом. И я хочу вам показать, как выглядит этот рисунок, нарисованный карандашом, за которого ребенка отлучили от отца, и отца посадили на 2 года колонии. Вот это лицо путинского режима. Художницу Александру Скочеленко приговорили к 7 годам колонии за антивоенные ценники в продовольственном магазине. Но если путинский режим бросает в тюрьмы и на реальные сроки за рисунок, давайте поговорим и о тех, кого Путин освобождает из тюрем, и тех, кого он милует. Например, Вячеслав Самойлов, убийца 33-летней Ольги Шляминой. После убийства Самойлов расчленил тело женщины, а фрагменты тела он спрятал. В 2022 году он получил 9 лет и 7 месяцев тюрьмы, но был помилован Путиным. Сергей Шмелев со своими подельниками избили насмерти мужчину. После этого на видео снимались, как они радуются происшедшим. Они получили оба по 14 лет тюрьмы, но Путин Сергея помиловал. Владислав Канюс жестоко избивал свою 23-летнюю девушку несколько часов. Потом он ее изнасиловал и задушил ее шнуром от утюга. В июне 2022 года он получил 17 лет строгого режима, но также был помилован Путиным. Это было только пару примеров, но таких случаев сотни и даже тысячи. Путин милует убийц, насильников России, чтобы они ехали в Украину, убивали там украинских детей, и потом они возвращаются в Россию и продолжают свои зверства и в России. Вот такой у путинской России путь. И мы понимаем, мы прекрасно понимаем, что нашей акцией мы не сможем заставить Путина прекратить эту войну. Но что мы можем сделать, это задать самим себе вопрос. Каков путь мы выбираем для Молдовы? Хотим ли мы, чтобы Молдова шла по стопам путинской России, как это хотят, например, социалисты, которые летят в Россию и целуют ноги своим хозяинам? Или, например, Шор, которые финансируются Кремлем, или Чабан, который с помощью ФСБ выиграл свои выборы? Или мы выбираем для Молдовы другой путь? Не будем выбирать путь страха, бедности и террора, а может быть, мы должны выбрать путь процветания, свободы и уважения к правам человека. Этот главный вопрос, на который каждый из нас должен будет дать в скором времени ответ. Я хочу добавить только несколько слов о том, что, убив Алексея Навального, Путин продолжает глумиться над его телом и над его семьей. Вопреки всем христианским ценностям, о которых он цинично упоминает при каждом удобном случае, вопреки общечеловеческой морали, он не отдает матери тело ее сына, чтобы его достойно похоронили. Его пожилая мать, Людмила Ивановна Навальная, пролетела через пол огромной страны. И вот уже больше недели там, в колонии за полярным кругом, над ней издеваются. Ее мучают и шантажируют, чтобы она согласилась на тайные похороны. Путин боялся Алексея Навального при жизни, и он еще больше боится его после смерти. Нет священнее права, чем право матери похоронить собственного сына. Сегодня 9-й день после дня, когда был убит Алексей Навальный. Он был верующим человеком, и его семья имеет право похоронить его в соответствии с христианской традицией. Я обращаюсь к убийцам Алексея Навального. Отдайте тело матери. Отдайте тело невинно убиенного его семье. Vă mulțumim și aici a luat sfârșit evenimentul nostru. Mai departe, noi vom pune lumineri
pentru victimele căzute de provocate de către regimul rus, atât în Ucraina, cât și pentru Alexei Navalny și pentru opozanții din interiorul Rusiei. Și vom ține un minut de reculegere. Mulțumesc! Там был прошлый раз. Haideți să ținem acum un minut de reculegere, doamne. Mersi. 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 Mersi